Scrisoarea publicată pe Facebook de interlopul Ion Druță alias Pisatel, adresată liderului partidului nostru Renato Usatăi, probabil este rezultatul unei instrucții. De această părere este scriitorul și profesorul Universității de Stat din Bălți, Anatol Moraru. Concluzia lui vine în urma analizei gramaticale a răvașului lăsat de Pisatel pentru Usatăi. În textul său, Pisatel face referire la interviul lui Vitalie Proca și apariția la TV a lui Renato Usatăi. De asemenea, este atins și subiectul asasinării lui German Gorbunțov și cine este comanditarul acesteia. În acest sens, ceea ce mi s-a părut mie foarte straniu și inexplicabil este în mare parte o bună cunoaștere a punctuației, doar în două rânduri nu sunt puse virgule. În rest, avem o exemplară așezare, poziționare virgulor foarte justificată, dar găsim și, pe de altă parte, greșeli de ortografie, e vorba de nefirișit, și plus la toate, verbul sunt. Pentru că el zice eu sunt sau nu sunt în câteva rânduri, lucru care mă pune în gardă, pentru că de regulă sunt, nu sunt, ține de ceea ce de un uz a unei pături așa mai subțiri, mai elevate, a scriitorilor sau a profesioniștilor. În uzul general, de regulă, toți spun sunt. Profesorul de la Facultatea de Litere susține că persoana care a scris acest text nu are cum să admită greșeli de ortografie, respectând regulile punctuației. O chestiune care, spun o dată, dă de gândit. Nu știu, poate sunt niște rezultatul unor lecturi de ultimă oră, unei instrucții de mai recente a personajului dat, o fi fiind. Dar asta te duce spre ideea că, în esență, un om care are știința construcției unui text nu are cum să îi se întâmple asemenea scăpări. O punctuație aproape exemplară și o ortografie precară. E un text interesant care cred că ar face deliciul logografilor care ar vrea să vadă scrisul și să descifreze, că sunt mai multe mine aici de căutat. Reporterul BTV i-a contactat telefonic pe unii dascăli ai lui Ion Druță din satul Țibirica, raionul Călăraș. În fosta școală medie din sat, în prezent liceu, Pisatel a absolvit doar 9 clase din 11 posibile. Profesorii ne-au povestit că Ion Druță nu se trăgea la carte.